Din nou la bunicul. Dorin își îndeplinea în mod conștiincios temele, dar gândurile îl purtau permanent la căsuța de lângă marginea satului. De ce trebuie să trăiesc la internat? De ce nu am părinți? De ce nu pot ca ceilalți oameni să fac ceea ce vreau? Dar poate chiar voi găsi răspunsuri la întrebările mele în această carte? Dar ea este atât de voluminoasă, nu-mi va ajunge o viață să o înțeleg. Lui Dorin nu-i plăcea să citească. După ce a terminat temele, a ieșit afară. Amurgul rece al iernii a cuprins pământul cu haina sa umedă. În jur era liniște. Deja de zile bune, norii cenușii acopereau soarele, luna și stelele. Dorin s-a cutremurat, frigul părea să-i pătrundă chiar în suflet. Dar în clipa aceea s-a deschis ușa și Vlad a apărut pe verandă. Ambii în tăcere se îndreptară spre toaletă. Dorin mergea primul. Era nerăbdător să intre cât mai repede în camera confortabilă și caldă a unei case reale. Băieți, am pregătit ceva pentru voi, a spus bunicul cu amabilitate la vederea vizitatorilor săi. Dar pentru început, cred că nu ar fi rău să servim un ceai. Pe un așa timp posomorât, ceaiul va fi potrivit. Bunicuța a pus pe masă un bol cu pesmeți, zahăr și miere, apoi a turnat în câini ceaiul fierbinte. Oho, la noi ceaiul se dă călduț, a spus Dorin, dar la voi e atât de fierbinte și aromat. Bunicul zâmbi. E pojarniță, uscată în mod corespunzător, e bună pentru sănătate, mai ales împotriva răcelii. După ce bunica a strâns masa, bunicul a luat în mâini două cărți. Una dintre ele, băieții au recunoscut-o imediat. Era cea pe care au văzut-o mai înainte. Cealaltă însă avea o altă dimensiune, puțin mai subțire și cu o copertă din material plastic. Aș vrea să faceți cunoștință cu această carte deosebită. Ea cuprinde Vechiul Testament și Noul Testament. Iată, priviți, și bunicul a deschis Biblia. Ea este divizată pe capitole, iar alături sunt prezentate niște cifre ce indică numărul versetelor. Iată aici, mai jos de verset, vedeți? Astea sunt note de subsol. Cu ajutorul lor puteți găsi evenimente similare prezentate în alte cărți ale Bibliei. La sfârșitul cărții există materiale anexate, dar ele nu fac parte din textul integral al Bibliei. Sunt doar niște explicații la unele cuvinte biblice dificile. Biblia, în esență, e cuvântul lui Dumnezeu. Ea este cartea mea preferată. Când o citesc, găsesc ajutorul de care am nevoie. Biblia îmi descoperă pe Dumnezeu. El e minunat. Cu cât citesc mai mult, cu atât mai mult vreau să citesc și să-l cunosc mai bine pe marele autor. Dorin asculta relatarea bunicului cu respirația tăiată. Bunicul iubește această carte? A spus că găsește ajutor în ea? Mă întreb despre ce vorbește. Profesorul de fizică ne-a spus că atunci când vom studia fizica, vom înțelege multe probleme și fenomene ale naturii și ea ne va fi de ajutor. De exemplu, fizica ne va ajuta să înțelegem de ce este inadmisibil să pui în priză un fir metalic, așa cum a făcut Igor și a zburat până în celălalt perete. Dar despre ce fel de ajutor vorbește bunicul? În acel moment, bunicul a împins a doua carte spre băieți, a deschis-o pe a lui și le-a propus să găsească textul biblic pe care el vrea să-l citească. A doua epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 3, versetul 16. Deschideți Biblia și găsiți acest text.
Cât de ciudat și confuz este totul, se gândi Dorin. E aproape de sfârșitul cărții voastre. Răsfoiți sau puteți verifica cuprinsul ca să vedeți la ce pagină se află cartea pe care o căutați. Le-a venit în ajutor bunicul. Când băieții au găsit, bunicul a citit. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Dumnezeu transmitea prin intermediul oamenilor numiți proroci sau profeți cuvintele pe care el le dorea scrise. În unele cazuri, ei îl auzeau pe Dumnezeu, altora el le descoperea prin revelație. La unii pur și simplu punea în mintea lor ce trebuiau să scrie. Prorocii trebuiau să scrie cu exactitate ceea ce Dumnezeu le spunea. Iată, mai deschideți a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21. De data aceasta, textul l-a citit Dorin. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Imaginați-vă, băieți, Biblia este singura carte în lumea cărei autor este Dumnezeu însuși. Dumnezeu a scris Biblia pe parcursul a 1600 de ani, folosind pentru această lucrare mai mult de 40 de persoane. Ei bine, cred că este suficient pentru azi. Ați fost și așa ocupați întreaga zi cu studiile. Dar sunt foarte bucuros că ați venit. Să știți că niciun moment dedicat studierii cuvântului lui Dumnezeu nu va fi în zadar. Aceasta este o știință care nu se învechește. Și acum, duceți-vă! Sper că nu v-am obosit și veți veni și mâine, nu-i așa? Băieții au mulțumit călduros bunicului și bunicii și au ieșit în noaptea rece de iarnă. Afară era frig, dar în inimă simțea o căldură neobișnuită și un sentiment de bucurie le inunda sufletul orfan. Câtva timp au mers în tăcere. Ce părere ai despre vizită? Întrebă Vlad. Îți mulțumesc că m-ai luat și pe mine. Îl cunoști de mult pe acest bunic? L-am cunoscut nu de mult. El ducea o geantă grea și i-am propus să-l ajut și așa m-a chemat în vizită. Crezi că băieții noștri ar fi curioși să audă povestirile bătrânului? A întrebat Dorin. Nu știu exact. Nu aș vrea să afle nimeni despre aceste întâlniri. S-ar putea să nu ne permită să mai venim. Fiind deja în pat, Dorin analiza în mintea sa ceea ce auzise astăzi. De-ar veni mai repede ziua de mâine...